Deci, luați o lămâie, o tăiați în două, stoarceți sucul, aruncați coaja, beți apă cu lămâie și credeți că primiți toate substanțele nutritive benefice, dar știați că stratul alb de sub coajă, numit miez, și semințele conțin de 5 ori mai mulți nutrienți decât sucul de pulpă. Când vei urmări acest video în care voi vorbi despre beneficiile lămâii întregi, nu o vei mai arunca niciodată. De obicei explic că cojile de lămâie conțin multă vitamina C, dacă nu sunt pasteurizate și nu bei niște sucuri îmbuteliate. Dacă sucul este pasteurizat, a fost încălzit, este puțin probabil să mai conțină vitamina C, dacă nu este adăugată ulterior. Cu toate acestea, conține potasiu, magneziu, vitaminele B6, B1, B2, cupru, vitamina E, iar dacă folosești o lămâie proaspătă adevărată, are și vitamina C, despre care îți voi spune mai multe în următoarele minute. Am făcut deja multe videoclipuri despre beneficiile apei cu lămâie. Aceasta elimină grăsimea din ficat, scade colesterolul, ajută la pierderea în greutate prin creșterea sensibilității la insulină și reducerea rezistenței la insulină și are proprietăți anti-îmbătrânire și anticancerigene. Lămâia conține compuși specifici care ajută la distrugerea celulelor canceroase. La fel ajută și la prevenirea pietrelor la rinichi, mai ales dacă ești predispus la ele. În plus, furnizează vitamina C, stimulând sistemul imunitar. De asemenea, lămâia poate încetini degradarea colagenului, dar dacă mănânci partea albă a lămâii și coaja împreună cu semințele, vei obține beneficii suplimentare despre care vreau să-ți povestesc. Să vorbim mai întâi despre vitamina C. O deficiență de vitamina C este asociată cu o afecțiune numită scorbut. În cazul scorbutului, vă simțiți rece, slăbit și aveți dureri articulare și oboseală severă. Se spune că scorbutul nu mai este prezent astăzi. Cu toate acestea, cred că pot exista cazuri subclinice care trec neobservate de către pacienți. În anii 1930, oamenii de știință au descoperit că utilizarea acidului ascorbic, considerat vitamina C, nu este suficientă. Acesta este doar o parte din complexul de vitamina C. Oamenii de știință au descoperit că acidul ascorbic nu este la fel de benefic ca întregul complex de vitamina C, care se găsește în lămâi, ardei și portocale. În sucul de portocale, ei au găsit elemente suplimentare în fructe, precum lămâile, care nu sunt prezente în acidul ascorbic. În anii 1930, oamenii de știință au izolat vitamina P. Acum nu se mai numește vitamina P, deoarece de obicei vitaminele trebuie să îndeplinească anumite criterii, iar vitamina P nu le îndeplinește. În denumire P înseamnă permeabilitate, mai exact permeabilitate vasculară sau permeabilitate capilară sau chiar permeabilitate microvasculară. Permeabilitatea se referă la capacitatea unei substanțe de a se deplasa liber prin pereții vaselor de sânge și de a intra în sistemul vascular. În cazul în care aceste lacune sunt prea mari, pot apărea diverse simptome, cum ar fi sângerarea gingiilor, venele de tip păianjen, vene varicoase, hemoroizi, hematome și sângerări nazale ocazionale. De asemenea, poate apărea și umflarea. Oamenii de știință au descoperit că acest factor P, vitamina P, ajută la strângerea acestor lacune și la prevenirea acestor simptome. Factorul P face parte din complexul de vitamina C, care se găsește în mod natural în natură. Acidul ascorbic pur nu se găsește în natură. Acidul ascorbic acționează ca un antioxidant. Există de asemenea factorul T, care constă în esență din bioflavonoide. Există aproximativ 8000 de bioflavonoide diferite, care se găsesc în anumiți compuși vegetali. Astăzi am vrut să vorbesc despre bioflavonoidele din citrice. Aceste bioflavonoide fac parte din complexul de vitamina C. O altă parte a complexului de vitamina C este factorul G sau vitamina G. Există de asemenea o altă substanță pe care nu o voi aprofunda acum, dar vitamina G ajută la oxigenarea plămânilor și îmbunătățește respirația. Complexul de vitamina C include de asemenea cupru sub forma unei enzime numite tirozinază. Cuprul este esențial pentru formarea colagenului, motiv pentru care vitamina C are un efect atât de pozitiv asupra colagenului, articulațiilor și așa mai departe. Vitamina K1 este de asemenea inclusă în complexul de vitamina C și ajută la prevenirea sângerărilor și este implicată în procesul de coagulare a sângelui. Dacă veți consuma partea albă de sub coaja unei lămâi sau a unui lime, veți obține o cantitate semnificativă de vitamina P, sau așa cum mai este numită bioflavonoide, care vă poate ajuta în multe moduri diferite. Mai mult decât atât, acestea au un efect benefic asupra ochilor.
Gândiți-vă la ceea ce se întâmplă. În cazul diabetului există daune serioase la nivelul capilarelor și al sistemului nervos, deoarece capilarele nu mai hrănesc nervii, ceea ce duce la neuropatie periferică. Există numeroase probleme oculare asociate cu diabetul, cum ar fi retinopatia diabetică, degenerescența maculară, cataracta, glaucomul, ochii uscați și hemorogiile oculare cauzate de nivelul ridicat de zahăr din sânge. Cu toate acestea, dacă sunteți diabetic și consumați aceste bioflavonoide din lămâi, puteți reduce semnificativ complicațiile legate de diabet și stresul oxidativ care deteriorează sistemul capilar. Iată ce vă recomand. Ar trebui să o încercați cel puțin o dată. Cu siguranță veți vedea rezultate pozitive, vă veți simți mai bine și veți face din asta un obicei zilnic. Luați o lămâie organică și puneți-o într-un blender. Vorbesc despre întreaga lămâie, inclusiv semințele, dacă nu cumva acestea îți irită stomacul. Unele persoane au stomacul sensibil sau gastrită, așa că pot sări peste semințe, deși acestea conțin mulți nutrienți și nu sunt toxice precum sâmburii de cireșe sau de caise. Semințele de lămâie și de lime sunt inofensive. Așadar, luați un pahar obișnuit, umpleți-l cu apă, turnați-l în blender și adăugați lămâia întreagă. Amestecați totul timp de aproximativ 30-45 de secunde, până când obțineți un lichid alb, care este foarte amar. Această amărăciune este benefică pentru ficat, mai ales pentru ficatul gras, precum și pentru piele și alte părți ale corpului. Pentru a îndepărta amărăciunea, eu folosesc de obicei stevia lichidă. Cantitatea depinde de preferințele dumneavoastră în materie de gust. Puteți începe cu 5 picături și să vedeți dacă este suficient, sau dacă o preferați mai dulce, puteți adăuga până la 10 picături. Apoi pur și simplu beți-o. Apropo, are un gust destul de bun. În loc de stevia, puteți folosi afine congelate. Adăugați câteva fructe de pădure congelate la lămâie, amestecați și veți obține un amestec delicios de lămâie și afine. Consumați această băutură în fiecare zi, nu numai pentru ficatul gras, ci și pentru a profita de beneficiile suplimentare de la așa numitele deșeuri de lămâie pe care majoritatea oamenilor le aruncă pur și simplu, pentru că nu sunt conștienți de beneficiile bioflavonoidelor din întreaga lămâie. Împărtășiți acest videoclip cu prietenii și cei dragi, puneți un like și abonați-vă la canal pentru a rămâne la curent cu tot conținutul util până la următoarea noastră întâlnire cu videoclipuri noi. Pe curând!